Particula în nân, că de fapt e una singură în două variante. Așa, particula în nân se conjugă sub forma vocală consoană. Dacă avem substantiv în vocală, adăugăm sunet de consoană nân. Da? Și dacă avem consoană, adăugăm sunet de vocală în. Ok? Particula în nân, de fapt, arată, ei spun că arată topica sau topicul, dar de fapt și de drept eu când predau personal, prefer să le separ în subiectul propoziției, ca parte de propoziție și subiectul de discuție separat pentru egal. Ok, deci subiectul propoziției ca parte de propoziție atunci când avem subiect și predicat este în, arătat de în. Adică, atunci când, exact, ce ne face acțiunea? Atunci când avem în la început, traducem prin asta prima dată. Și o să facem niște exemple imediat. De asemenea, în se folosește în situații specifice exacte. De exemplu, când prezentăm pe cineva sau când ne prezentăm noi. Chonen, să zic Marina Eio. Mă prezint. Chonen Marina Eio. De fapt, în se mai atașează și de altceva, dar noi suntem acum la prima lecție și am dat-o cea mai scurtă variantă. Dar se mai atașează și de alte parte. De exemplu, dacă avem particula e de locație, să zic acim e în. Și atunci scot în evidență tot acim e, care înseamnă de dimineață. Se poate adăuga, se poate adăuga și la alte lucruri, dar pentru începători, că o luăm una câte una pe rând, este suficient să țineți minte așa. Bineînțeles că mai are și alte, să zic, alte părți de vorbire atașate în față. Dar pentru începători e suficient să știți deocamdată atât. Bine? E o întrebare foarte bună. Ok. Deci spunea că se folosește la prezentări. E foarte important. Dacă punem cu iga, are cu totul alt înțeles. Ok. Apoi, se folosește, de exemplu, când vorbim despre o informație veche. De exemplu, eu cu Jihu vorbim despre limba coreană, așa, acum, în prima propoziție, în a doua propoziție spunem limba coreană nân, hangukonân, pentru că deja am precizat-o înainte. Știm amândoi despre ce este vorba. De asemenea, se mai folosește la comparații sau când scoatem în evidență. De exemplu, când spun, să zic, mie îmi plac cireșele, dar nu-mi plac lămâile. Și atunci când scoatem în evidență nu-mi plac lămâile, folosesc cu înân. Dacă spun eu sunt înalt, dar fratele este mai mic, eu și fratele amândoi avem înân, pentru că suntem în contrast. Așa. Oricum. Este important. Da. Dar teoria este importantă. Da. Poate să fie prea complicată de asemenea. Este pentru important. Pentru începutul de asta. Iubi, lasă-te cu explicațiile tale, că eu știu ce explic la mine. Lecția trebuie să fie completă. Așa. Și mai se mai folosește, de exemplu, la informațiile cu sens general. Așa, de exemplu, pământul se învârte în jurul soarelui. Sunt chestii pe care noi nu le schimbăm, au să zic, o informație generală de curs internațional și nu o putem schimba. Atunci se folosește la în, la subiectul nostru. Și cam atât. Era important să mai zic o propoziție. Da, mă rog, mă cicălește, of. Așa. Și ne întoarcem la exercițiile noastre. Acum ați înțeles că le folosim. Iga are alte sensuri și când ajungem acolo o să explic și despre asta. Ok, hai să vedem la prima. Chonin, Maya, Yeo. Chonin, Maya, Yeo. Și acum, dacă vedeți, am pus verbele subliniate. Exact, eu sunt Maya, foarte bine. Am subliniat verbele pentru că atunci când învățăm lucruri noi, vă sfătuiesc să le scoateți în evidență cumva. De exemplu, asta e un exemplu pe care l-am dat eu acum, dar puteți să faceți cu alte culori pe amândouă. Sau îngroșat. Sau cumva. Sau le încercuiți. E important ca să țineți minte ce ați învățat nou la lecție. Bine? Ok. Chonin, Maya, Yeo. Apoi? Maya, nin, Hakseng, Yeo. Ok. Și avem Maya, nin. Am prezentat-o mai sus, da? Exact. Maya este student. Am prezentat-o mai sus, Maya, nin. Hakseng, Yeo. Dacă era Maya doar prezentată din senin, așa, atunci foloseam altă particulă. Ok, foarte bine. Mai departe. Ibu-nun, 태국 사람이에요. Ok. Ibu-n, mai țineți minte, am folosit mai devreme Ibu-n, unde este gramatica noastră. Da, folosim. M-am pierdut.
Ibun. Deci, această persoană. Ibun. Această persoană. Sunt lui Maia? Nu. Această persoană, că începem cu subiectul nostru din partea de propoziție, Ibunân, această persoană, Teguc Saramie, este tailandez. Ok, foarte Foarte bine. bine. Nu sunt. Ibunun este Ibunun. Când prezentăm. Exact. Nu te pui gheri. Ok. Ibunun, Rumania saramie. 저는 한국 사람이에요. De exemplu, Ibunun, 저분은, Ibunun. I bună, I înseamnă acesta, bun persoană. Deci această persoană Ibunun. este marină sau româncă. Ok. Și da, așa e. Ok. Din acest foarte bine. Așa, apoi mai departe.선생님은 외국인이에요. Vedeți, subiectul nostru începe de aici.선생님은 외국인이에요. Wegukin înseamnă în engleză foreigner sau persoană străină.선생님은 외국인이에요. Subiect, predicat avem. Profesorul este Studies străin. join. Foarte Foarte bine. bine. Ok, foarte bine. Ok. E important la traducere, da? Așa. Deci vedeți că mergem subiect, verb și apoi ce avem în față. Profesor din... Sensul e ok, dar traducerea este cea de Da, trebuie sus. să fie este, pentru că este IEU acolo. Ok. Oricum, da. Și acum avem o combinație de două propoziții unite prin Hachiman, care înseamnă dar, ca să vedeți și sensul de contrast la înân. Irina și nân și este o particulă care se pune după nume să arate politețea. De exemplu, domnul, domnișoara, doamna, dar nu are traducere în general. Irina și nân, Roșia, Saram, Ieio. Doamna, ce? Hachiman, dar, apare contrastul, dar, aici am acoperit-o, mă scuzați, nu știam unde e subiectul celălalt, dar, Chonin, Rumania, Saramieo. Maria, doamna, Rusia, persoană este? Nu, 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 nu. E ca Avem? pus în te cu Nu, asta este cu Google Translate, sigur de Nu. Avem, Irina este rusoaică. Dar eu sunt româncă. Sau român, poate să fii și bărbat. Da. Nu, nici mă cheamă Irina. Mai o dată. Ok, Deci. hai să o luăm așa. Da. Irina, și는 러시아 사람이에요. Înseamnă că doamna Irina sau Irina doamna Irina este? Rusoaică. A. Da. Mă întreb pe mine, iubi, trebuie să mai înveți limba română, ai uitat. Ok. Rusoaică. Și apoi, Haziman, dar, 저는 eu, Rumania 사람이에요. Ok, foarte bine. Da, Irina este rusoaică, dar eu sunt sunt româncă. româncă. Ok, și Foarte aici este funcția de comparație, când este ceva, dar ceva. Oricum, sunt multe exemple pe care aș putea să vi le dau, dar acum avem și exercițiile din caietul de ieri pe care l-am urcat pe pagină, de aceea trecem, mai avem câteva și trecem la caiet. așa. Ok. Asta e cum încercați voi. Haideți să vedem. Ari, ma, E mira, Mira. mira și Bla bla bla.학생이에요. 눈 지금 카페. 아, am înțeles.미라 씨 Nân.눈 Ok. Mira și nân, pentru눈 că avem vocala i. Haxeng학생이에요. 이에요.자. Ok. Haxeng nu e profesoară. Yes. Nope. No. 미라 씨 는 학생이에요. Propoziția a fost corectă, traducerea nu. Haxeng înseamnă studentă. Ok.는 foarte bine. Foarte bine. Ok. Așa, mai departe. Mai departe.저 Bla bla bla. Rumania 사람이에요. 저. 나 poate doctor. 저는, 오케이. 저는 sunt româncă. Foarte bine. 저는 저는 루마니아 Rumania 사람이에요. 사람이에요. 오케이, 요 sunt 로마ncă. Cu tot subiect. 요 sunt 로마ncă 데 data 아싸.
Nu e Nu în. un. N-n. Sau Pentru că avem o. o vocală. Sau nin. Dacă mai țineți minte aici. Așa e. Vocalul nin, un son în. Așa, mai departe. Marinașii. Sunt nim ieu. Marinași. Da, Marina sorry. și nân. Da? Foarte bine, sunt Sunt nim nim ieu. ieu. Foarte bine. Care înseamnă? Marinași nu Ok, foarte bine. Marina Marina este este profesoara. profesoară. Ok. Așa. Și haru 48 Stați că시간 nu am scris ieu. cifrele încă, să vi le scriu. Haru în, haru는 나 48시간이에요. 나리나 este Dar de ce se vede așa profesor. de ciudat? Mi se pare că se vede cam blurry. Puțin, dar e ok. Se vede acolo. Haru Haru înseamnă o zi. da. Haru în, haru Shigan înseamnă timp sau oră. Haru-nun, pentru că este U vocală. Exact, avem U vocală. Haru-nun, Haru. Haru. Nân. 48 시간이에요. Exact, o zi Haru are înseamnă 48 48 de de ore. foarte Și pentru că spuneam că o chestie generală pe care nu o schimbăm noi, bine. bine, asta a mediu, știi cum e, să nu ține, nu are cont cu, cum să zic, Nu cu știu, Suedia, da. că acolo sunt doar până la ora, acolo doar până la ora 3, dar nu mai contează. Este 24 ore. Nu mai știu de unde l-am luat, pe ăsta l-am luat mai devreme Doar din... este un exemplu. E un exemplu oricum, ca idee. Așa, dar Haru. ideea este că se folosește în chestii generale. Deci n-am luat într-o carte, dar probabil că nici cartea nu e făcută prea zdravă, Da. Trebuie să fie 24 în și mie sfârșit. mi s-a părut ciudat, dar eram ok, whatever. Da, oricum. Știți cum e. Ok. Atunci schimbăm cu eShip. Am luat-o dintr-o carte, dar cred că am luat-o aiurea. Este. Nu mai contează. Shigan Ce înseamnă înseamnă șican? oră sau timp.24 시간이에요. Ok. Haru는 24 Pentru unii poate au 48 de ore, asta mă gândeam și eu când am văzut, mi s-a părut, e cam lungă ora, dar asta cam lungă ziua, dar o avea multe ore și nici nu știe. Noi din asta dormim 11. da. Haru는 24 시간이에요. Și apoi Ok. mai departe. Și mai este o propoziție? Da? Ziua are 40, da. Exact. Și i 학생 한국 사람이에요. Uitați de I, nu uitați de I, l-am mai avut mai devreme. I aș vrea eu de o Da, într-adevăr, în Coreea e timpul lung, dar degeaba e lung, că nu terminăm tot. asta înseamnă că suntem atenți. Da, Da, exact. exact, Foarte foarte bine. bine. Ne Ok. scuzați, oricum. I 학생 는În.이 학생. 학생 은, 이 학생 는. De exemplu, dacă vorbiți이 학생 는, e mai dificil decât 이 학생 은. Sună și ciudat la pronunție.이 학생 는, 학생 는, 학생 는, 학생은, 학생은. E mai natural, 학생은. 학생 는, 오, avem e 30 greu, de학생 vizualizări.는. 다. Mulțumim! Mulțumim. Ok, deci avem i, acest, această,학생, elev sau student. 한국 사람이에요. Exact. Foarte bine, Roxana.